Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Cine este actrița Damla Sughizoulu, care joacă rolul lui Melissa în serialul Totul pentru familia mea? Actrița turcă Damla Sughizoulu s-a născut pe 8 iulie 1998 în Antalya. Este absolventă a Facultății de Arte Plastice a Universității Marmara, Departamentul de Cinema și Televiziune. A primit cursuri de actorie și la Centrul de Arte Müjdat Gezen și la ateliere B-Theater și Çilingacir Stage Acting Training. Cariera ei a început odată cu sosirea la Istanbul. După ce a intrat la universitate, a apărut pentru prima dată în reclame. A jucat în filmul Mira Seydi în anul 2018, apoi a avut un rol în serialul Babil, Alegerea. În 2021 a fost cooptată în distribuția serialului Totul pentru familia mea în rolul lui Melissa, iar în prezent joacă în serialul Baba. A luat lecții de dans, canto, dicție, balet. Tangoul este dansul ei favorit. Unul dintre cele mai mari vise ale ei este să filmeze scenariul pe care l-a scris. Actrițele ei favorite sunt Frances McDormand și Merve Dizdar.